a nevoie asta va dura mai mult. Deci e nevoie de trei lumânări, asta pastilă, dacă sunt lumânări de ceară și posibilitatea să le fie folosite lumânările de ceară lungi, îs ok, dar marea majoritate acum găsesc astfel de lumânări, el să fie albe. Eu am acum în acest advers, dar nu aveam albe, sunt cele mai bune. Pentru a începe ritualul, e nevoie de acea stare alfa. Nu oricum. Deci e nevoie să intri în acea stare alfa. Starea alfa pe care o poți accesa prin rugăciune, prin meditație, fiecare cum, prin respirație, fiecare cum știe. Nu contează cum intri, important să fii în acea stare. Se aprind lumânările. Și deasupra, în flacăra fiecarei lumânări, creezi o sferă energetică de culoare aurie. Iar această sferă energetică de culoare aurie o creezi cu ajutorul imaginației. Cu ajutorul imaginației creezi o sferă exact cât circumferința lumânării, dar care se prinde în mijloc acea flacără. Și în momentul în care stai focusat pe sfera respectivă și vezi că toată energia acelei flăcări lumânării a umplut sfera ta, introduci în acea sferă programul dorit, adică să vindecarea inimii. Da? La a doua lumânare faci exact la fel și la a treia tot la fel. Nu introduci decât un singur program, nu mai multe. Deci un singur program. Creezi sfera aurie, flacăra în mijloc, introduci programul unul singur și lași să, ca flacăra focului, flacăra focului al lumânării, să umple sfera. Deasupra capului tău mai creezi o sferă tot aurie care să, la dimensiunea capului, dar să fie deasupra. Și îți imaginezi cum această sferă este și ea tot aurie și este plină cu energie aurie pe care o aduci. Pur și simplu vizualizezi cum intră în așa, în ea, energia aceea aurie, ca un apă, ca un fum, care intră în ea și umple, ca o minge. Cum umple acea minge cu energia aceea aurie. Și acolo introduci tot același program pe care l-ai pus în lumânări. După ce ai introdus toate acestea, iei sfera din prima lumânare și o arunci în sus. Iei sfera din a doua lumânare, o arunci în sus. Iei sfera din a treia lumânare și o arunci în sus. În sfera care o ai deasupra capului, introduci și un program de control. De exemplu, programul de control are rolul de, pentru tine ca om, de a simți că ceea ce ai creat tu începe să lucreze. Și programul de control poate să fie, de exemplu, furnicături în corp. Ce se întâmplă? Sfera, când pleacă, se duce în câmpul, în sursă, în câmpul cuantic, în sursa divină, se încarcă de 10 până la 100 de ori, depinde de puterea fiecarei persoane, după care revine înapoi în tine și începe să lucreze conform programului implementat. Nu durează o secundă, două, trei, până simți programul de control pe care l-ai introdus. Acum știi că cea ritualul pe care tu l-ai creat începe să lucreze, spor la treabă. Odată, asta se fac odată pe zi. Deci în fiecare zi, minim 7 zile. 7 zile. Da. Poți să faci acest ritual pentru tine? Poți să faci și pentru altcineva? Poți să faci și pentru altcineva, dar la altcineva
important să știe că el face pentru el, pentru că altfel sursa sau programele lui, de, programele acelui om de filtrare s-ar putea să inimeze puterea a ceea ce trimiți tu către el. În momentul în care știe, are, a, Romeo lucrează. Și atunci când, de fapt, acel om deschide poarta ca tu să poți lucra prin muncitorul respectiv să și realizezi. În data de 3-4 decembrie, eu am un workshop de weekend, sâmbătă și duminică, cu această alchimie.